În cazul care te întreb cum am ajuns aici, rămâi alături de noi. Noi suntem Ana și Kivi, iar împreună am pus bazele proiectului Transhumant. Călătoriile noastre au fost și vor fi o continuă aventură atât în expedițiile noastre cu patrolul, cât și la concursurile unde ducem mereu Toyota la limită. Trăiește alături de noi și experimentează aventuri pline de peripeții care te fac să simți că trăiești. Apasă butonul subscribe și alătură-te aventurilor noastre săptămânale. Episod susținut de DMS Auto 4x4, magazin dedicat pasionaților de off-road și overlanding. Merlin's Vitanimix, shot-ul tău de vitamine și minerale. Bună dimineața! Neața era când ne-am trezit noi și ne-am uitat la acest episod. M-am trezit destul de devreme, propusesem să mă trezesc la ora 7, dar m-am trezit... Nu, la 6.30 mi-am pus alarma și m-am trezit eu la 6. Am băgat o tură de alergare până sus, 6 km. Inițial voiam să alerg 3 pentru că e panta destul de mare. Vă spunea și Kivi că în ultimii 3 km cobor 300 de metri și așa am și făcut. Am urcat cei 3 km și acum l-am recuperat pe Kivi și... Nu știu dacă intră în apă, că e prea agitată. Și nu știu eu dacă intră în apă, că este prea agitată. Ea e prea adică agitată. M-a rugat să-l aștept. Dar vin să stau cu tine. Am adunat tot, pornim acum către munte ușor, ușor. Astăzi o să avem în jur de 120 de km. Până acum, acesta a fost locul meu preferat. Mi-au mai plăcut și altele foarte mult, dar aici o să mă întorc cu siguranță. Au curățat filtrele, spală mașinile, noi am vărsat pepenele. Yes. 39 de lire. Am ajuns la Sacri Kent Canyon, parcăm mașinile și vom face acel mic hike prin canion. 4 km per sens. 4 dus, 4 întors. Fără București, bă! Bine ați venit! Ziua bună! Salut, salut! Plecați de mult? Nu ceva vreme, săptămâna trecută. La fel și noi. Da, acum ai intrat sau acum ați mai intrat? Cât e de mers prin canion? Se poate merge 1,5 km cam în apă până aici și după aceea numai cu ghid, că mai sunt încă vreun 1,5 km, unde trebuie acolo cățărat și cu ajutoare și cu... Deci cam 1,5 km. E o terasă mai încolo.
pe canion. Am văzut niște poze cu niște terase, dar sunt... se merge mai în față, nu? Zi frumoasă! Mulțumim! Stai cu mama să te lesi, că n-are botniță. Stop! Vine-o repede și poți să vii și tu. S-a soldat la puță! Da, fața! Blocantul! Aici e o piatră mai sus. Hai, dă-i, dă-i, mai. Acolo. Femeia e tânără puternică și independentă. Da, și cu autonomie. Cum îi plătim pe ăștia sau ce facem?
Asta ne așteaptă și pe noi. But you don't have to repair. Sometimes I can pushing climbing here. Not easy part, but together. Sometimes climbing, later, jumping, very amazing. No problem. That is. You can repair. Just one foot is very easy. Later, very hard. Not easy. Acum vom merge în jos ca pe topogane.
Pa! Thank you! Thank you! Miss you! Turul nostru ghidat s-a încheiat. Acest tur a costat 15 euro de persoană. Are un pic mult pentru 500 de metri însoțit, dar băieții și-au meritat banii pe deplin. Încă un obiectiv atins. A fost o experiență tare interesantă și nu a fost ușoară deloc, în ciuda persoanelor pe care le-am văzut mergând încolo. Doar că se putea merge până într-un anumit punct, după care aveai nevoie de ghid. Ceea ce noi am și făcut, cum de altfel ați văzut pe filmările de pe GoPro-ul nostru. Repet, nu a fost ușor, mie mi-au înghețat foarte tare picioarele. Nu mai simțeam unde pun piciorul. Nu mai simțeam pietrele, fundul apei, nimic. Am înghețat la un dat de am început să tremur. E foame! Puteți observa entuziasmul lui Kiwi. La canion! Dai să mă duc în față. Eu n-am mai vrut să zic nimic, dar iar mi s-a părut că e urât aici. De ce spune, adică i s-a părut urât acum? Pentru că și ieri, acolo unde am mâncat la prânz, i s-a părut urât. Acolo unde, în spate, la demisol oarecum, că era parterul, erau apartamentele acelea cu un view fantastic și puțin mai sus bungalourile. Deci, da, pe aici aparențele înșală. Oi, ce mă dor picioarele. Uța spunea că are o febră musculară, de mâine nu crede că mai mișcă. Și ghiciți ce, mâine avem în plan acel hike de 14 km. Because we are big and hungry. Am început de ceva vreme ascensiunea, după ce ne-am ghiftuit bine. Urcăm acum către munte de la 0 metri altitudine, o să ajungem la 2970. În această noapte vom campa la 2900-2000. La 2000 de metri și vom avea hike-ul de mâine cu diferență de nivel de 900 de metri, 900 și un pic. Că e prea sus. Nu, mi-a unecat. Și iată ne-a ajuns la sfârșitul unei zile pline de aventură din nou. O zi pe care am început-o la malul mării, sărind de pe stânci, și pe care o finalizăm la 1900 de metri altitudine, cu zăpadă în spate și cu mașinile pe malul lacului. Am avut parte de multe peripeții, mai ales la canion. O experiență inedită și friguroasă, aș putea spune. Nu toată gașca a mers până la final, până în capăt, la cascadă. O parte dintre ei au rămas. Melente a trebuit să rămână cu Lesi, nu a lăsat-o să intre pentru că nu avea botniță, după cum ați văzut. Eu am votat pentru ziua de astăzi că locul plajei, acolo unde am stat, a fost, până în momentul de față, locul meu favorit. După ziua de astăzi friguroasă, bănuiesc că ne va aștepta o noapte friguroasă. Momentan sunt 19 grade, dar probabil până ajungem jos la mașină au mai scăzut încă 2-3. Sper să ne putem odihni pentru că mâine ne așteaptă cel mai greu hike pe care l-am făcut eu vreodată, nu știu restul participanților. Un hike în care ne propunem să ajungem la peste 3000 de metri altitudine, plecarea este de la 2000-2100. Din ce am analizat hike-ul, nu există deloc porțiune de umbră, vom fi tot timpul, toată ziua expuși la soare, motiv pentru care vom încerca în dimineața următoare să ne trezim cât mai devreme, pentru că mai avem în primul rând vreo 2-3 km de mers cu mașina, deci mâine dimineața
trebuie să ne trezim, să strângem corturile, să mai mergem încă 3 km cu mașina până la punctul de start al hike-ului. Pe lângă diferența de nivel, mai este și distanța. În total vom face aproximativ 14 km. Sper să-l putem face în întregime, așa că sper și să ne putem odihni în seara asta. Acestea fiind spuse, vom încheia acest episod. Sperăm să ne urmăriți în continuare. Dacă nu aveți răbdare până săptămâna viitoare, când vom posta episodul cu hike-ul, acesta se află deja în comunitatea YouTube și pe Patreon. Mulțumim sponsorilor noștri, DMS Auto44.ro și Vitanimix, care ne susțin. Ne puteți susține și voi devenind unul dintre membrii sau ne puteți susține achiziționând unul din articolele noastre. Iar până data viitoare, nu uitați like, share and subscribe.